Joi 28 mai 2020. Suntem în apropiere de Oradea, la un lac al nimănui. Aici nu este taxă, nu este nimic. Vii, te recreezi, dacă ai noroc prins, dacă nu, nu. Am pescuit la arpacaș, la râmă. Am prins niște căloșei, sumotei, dar nu asta contează. Contează că ne-am relaxat. După 2 luni de stat în casă, mai sunt și pescari, vreo 3 acolo, 2 acum pleacă. Cum am văzut, carasul a ieșit la mal, se depune icrele, că am văzut că bate stuful, dar din păcate n-am putut să fac video. Dar dacă începe să depună icrele, nu prea mănâncă. Mulțumesc abonații mei care se uită la canalul meu, începător să zicem, dar cu timpul să facem să fie canalul mai frumos, mai mare, mai mulți pești, mai multe bălți. Dar contează că suntem bine. Asta contează. Căloșei, sumotei, pe care am să-i eliberez, nu am să-i rețin. Timpul a fost cât de bun. Ok, a fost un pic de ploaie. Mai stăm un pic și după aia plecăm și noi acasă.